În a treia zi de Crăciun, preasfințitul părinte episcop Vincențiu s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Călăraș. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și le-a vorbit credincioșilor prezenți despre Sfântul Arhidiacon și întâiul mucenic Ștefan, care l-a mărturisit pe Hristos cu prețul vieții. Diaconii se ocupau cu lucrarea socială a bisericii, dar Ștefan excerla și prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu, fiind suflat de Duhul Sfânt. Iată râfna lui, măturisirea puternică pe care o făcea pentru Mântuitorul Iisus Hristos, i-a tras dușmânia. Și s-au găsit, desigur, martori mincinoși, fiindcă iudeii l-au dus în fața sinedrului. În Sinedul fiind, Ștefan a ridicat ochii către cer și a văzut cele deschise și pe Fiul lui Dumnezeu și a măturisit minunea aceasta în fața acuzatorilor lui. Și iată că scoțându-l în afara zidurilor cetății, l-au ucis cu pietre. Și Ștefan se ruga, a murit rugându-se, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. În această zi de sărbătoare, preasfinția sa a hirotesit sachelar patru preoți din protopopiatul Călăraș, la sfârșitul slujbei, grupul de copii al acestei parohii și grupul de cateheză al parohiei Mircea Vodă din Călăraș au cântat colinde. Toți copiii prezenți au primit daruri din partea preasfințitului părinte episcop Vincențiu.